Nu sunt bani pentru un sistem antigrindină în județul Botoșani. Cu toate acestea, atât Consiliul Județean cât și Prefectura caută soluții de finanțare pentru un astfel de sistem. Prezent la Botoșani, colonelul Dan Axinte, reprezentantul Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1, a prezentat câteva variante prin care autoritățile județului pot beneficia de un sistem antigrindină. Un prim pas ar putea fi solicitarea de la Ministerul Agriculturii a unor studii de prefezabilitate privind înființarea unui grup de combatere a grindinii pe județul Botoșani, cu circa 10-12 puncte de lansare a rachetelor sau a substanțelor care să anuleze procesul de formare a grindinei. Iar această solicitare poate fi fundamentată informațiile privind pagubele create în județ în ultimii ani de acest fenomen meteorologic. Acest sistem are ca scop influențarea procesului de formare a grindinii. Procesul se realizează fie prin intermediul unor rachete lansate de la sol, fie prin folosirea unor generatoare terestre. Substanța activă folosită în ambele cazuri este iodura de argint, un produs neto toxic care nu afectează factorii de mediu. În urma acestei intervenții se stimulează precipitațiile, iar la final, grindina este transformată în ploaie sau se reduce consistent dimensiunea nucleelor de gheață. Cele două instituții județene au în vedere combinarea celor două modalități de combatere, astfel încât să se acopere o cât mai mare suprafață a județului. Pentru realizarea proiectelor se ia în calcul și accesarea unor fonduri europene privind reducerea factorilor de risc ai unor fenomene meteo extreme. Gheorghe Sorescu, președintele Consiliului Județean, ia în calcul și posibilitatea de asociere cu județele din nordul Moldovei, eventual și de peste granițe, pentru realizarea și depunerea unor astfel de documentații. Cele mai mari prejudicii aduse locuitorilor județului Botoșani de grindină au fost în ultimii ani, cele din 2012, când gheața căzută în noaptea de 15 iulie a cauzat pagube de peste 50 de miliarde de lei vechi doar la case și anexe. Acestora li s-au adăugat peste 16.000 de hectare de teren compromise de grindina căzută în totalitate culturilor fermierilor.